Căciobanu n-avea coaie. Sunt românii rasiști? Tu ce crezi? Avem rasismul în sânge? Spre exemplu, tu crezi că România arată așa din cauza țiganilor care nu vor să muncească? Sau asistaților sociali? Crezi că în România trebuie să trăiască doar români? Și dacă ar fi așa, crezi că ne-ar fi fost mai bine? Poți să răspunzi la una dintre aceste întrebări în secțiunea de comentarii înainte de a-mi auzi părerea. Dacă ai zis că da, țiganii sunt de vină, păi te înșeli și ești un om groaznic, tocmai pentru că nu te gândești că și tu probabil ești de căcat ca român. Dacă ești extremist, știu, ai impresia că noi suntem rasa pură și îți place să zici vorbe din popor precum țiganul, tot țigan rămâne. Dar mai este o vorbă din popor care spune cine se aseamănă se adună. Știu, e dureros să auzi asta și probabil te gândești că te-am făcut țigan, ceea ce pentru tine totodată este și o jignire. De ce este asta o jignire pentru tine? Păi simplu, pentru că ești prost și nu înțelegi că nu toată lumea este ca tine. În videoclipul ăsta am să-ți demonstrez că toate miturile despre țigani s-ar aplica și în cazul românilor și că țiganii nu au nicio vină sau, nu știu, au la fel de multă vină ca și românii pentru faptul că nu o ducem chiar așa de bine. Cei de la Adevărul au făcut un videoclip referitor la manifestația țiganilor de weekendul trecut din București. Manifestație la care nu a participat foarte multă lume, dar a cărei inițiative poate fi prezentată foarte bine de Cristian Necula, unchiul meu. Nu suntem rude. Polcienii manipulează romii o dată la 4 ani cerând votul lor, iar după aia uită de ei. Asta le place să se oprească. Romii s-au maturizat. Nu mai merge tactica de până acum. Romii, începând din acest moment, se organizează. Romii de acum își negociază poziția. Prin urmare, oamenii au ieșit în stradă pentru o cauză bună, ba chiar este lăudabil ceea ce au făcut. Adică nu mai vor să fie cumpărați și nu mai vor să fie mințiți. Dar când citești comentariile, ajungi în lumea torționarilor, ajungi în gaura albă, ajungi în mama stereotipurilor și găsești comentarii cu lucruri pe care tot românul, cu mici excepții, le crede despre țigani. Hashtag țiganii să-și revendice drepturile lor în focarul infecției al Indiei, cea mai mizerabilă / infectă țară de pe planetă. Nu aici! Aici este hashtag Dacia străbună! Hashtag moarte indienilor. În primul rând, nu are rost să vă explic cât de vastă este cultura indiană. Dar știu că spre deosebire de daci, indienii încă există. Totuși observ că atunci când oamenii discriminați fac un manifest pașnic, oamenii cu fobii au impresia că prin manifestul ăla li se fură țara. Sau mai nou, manifestul ăla este făcut ca să dezbine țara. După caracter sunt țigani, că nu vor integrare și educație. Cioabă, un gunoi penticostal. Nu știu cine este Cioabă, dar bănuiesc că este țigan. Dar chestia este că aici avem dublă jignire gratuită. Omul se ia și de țigan, dar și de penticostal, pentru că dacă nu ești alb, pardon, român ortodox, atunci degeaba ești pe pământ. Apoi apare băiatul ăsta și răspunde: cultul penticostal nu are nicio legătură cu țiganii. Pentru că penticostalii nu vor să fie asociați cu țiganii, pentru că evident o iau ca pe o jignire, pentru că în mintea omului ăstuia penticostalii se fac de râs dacă sunt asociați cu țiganii. Și Dumnezeu oare ce zice? Păi am auzit eu un mit biblic când eram mai mic, cum că țiganul a fost făcut din ce a mai rămas de la Adam, pentru că Dumnezeu recicla material de alb și făcea alte rase din el, rasa mătii Dumnezeu. Noi știm mama. Resel, mai bine lipsei educației și netrimiterii copiilor la școală. Vreți drepturi egale? Dați-vă copii la școală! Nu mai furați, spălați-vă! Da, deci ăsta vorbește de educație și nu știe să scrie copiii cum trebuie. Mulți oameni spun despre țigani că nu sunt trimiși la școală sau educați și da, este adevărat, mulți români nu sunt educați și nu sunt trimiși la școală, dar trebuie să ne gândim de ce. În primul rând, adevărul este că nu prea ne mândrim cu un sistem educațional extraordinar. Adică dacă te uiți pe YouTube, la orice secțiune de comentarii ai observa faptul că suntem o fermă de agramați. Și nu o zic cu superioritate, pentru că și eu caut pe Google cum se scriu anumite cuvinte și câteodată nu pricep, ceea ce înseamnă că sunt
un analfabet funcțional, ca 40% din populația țării. Sunt sigur că da, ăia 40% sunt toți țigani și eu. Pentru că românul, evident, nu are cum să fie vreodată slab pregătit. Pentru că avem un sistem extraordinar care te pune să memorezi chestii ca atunci când ești bătrân să ții minte că PSD-ul ți-a mărit pensia și salariul. Și bine, românii slab pregătiți tot țigani sunt, adică nu românul e bine pregătit. Și dacă ne uităm la rata de promovabilitate a BAC-ului, în 2012, culmea, când am dat eu BAC-ul, am promovat 44%. Da, asta este cea mai mică rată din istorie. Evident, ceilalți 56% erau țigani. Adică, pula mea, în anul în care m-am născut eu, s-au născut mult mai mulți țigani și asta este explicația eșecului învățământului românesc. Vrei ceva? Trei pași importanți trebuie scurmați. 1. Spălați-vă. 2. Școală. 3. Muncă, nu ajutor social și furăciuni. Ok, deci țiganii nu muncesc și sunt asistați social. Chestia e că în țară avem 200.000 de asistați sociali, nu 6 milioane, cum ni se tot spune, pentru că de fapt din aia 6 milioane printre ei sunt foarte multe mame în concediu parental și copii care primesc alocații. Așadar, sunt 200.000 de oameni care primesc un venit minim lunar. Scuze, 200.000 de țigani, pentru că evident toți românii au loc de muncă și sunt plătiți foarte bine. Venitul minim este de 150 de lei pe lună. Deci ăștia sunt banii pe care tu îi dai din munca ta unui om care poate nu a avut posibilitățile tale. Chestia pe care toți oamenii o înțeleg greșit este că acest om nu stă degeaba, cum crezi tu. El trebuie să presteze muncă și nu are voie să refuze un loc de muncă pentru că după aia nu mai primește acel venit minim, ăia 150 de lei. Ei bine, în 2018, 2000 de oameni din 200.000 au refuzat locurile de muncă, adică asta înseamnă 1%. Și trebuie să te gândești înainte să judeci că poate da, tu te-ai născut sau stai în București, Brașov, Constanța, etc. și ai șansa să lucrezi pentru multinaționale, dar un om de la țară nu prea are șansa ta. Și poate că este ușor să îndemni pe oamenii de la țară să-și trimită copiii la școală, dar ai văzut ce condiții sunt în școlile lor? Și acum trecem la partea mai delicată, pornind de la glumița asta. La un astfel de meeting te duci cu buzunarele cu sute! Da, știm cu toții stereotipul de țigan care fură sau care bate și nu neg, există țigan care fură și care bat. Dar în perioada mea de puștan m-am bătut și cu români și cu țigani la fel de mult. Poate chiar m-am bătut mult mai mult cu români. Și prin bătut mă refer evident la faptul că mi-am luat bătaie. Și culmea face că da, am avut mult mai multe incidente cu români, care la rândul lor într-adevăr chemau țiganii la bătaie. Dar asta nu înseamnă că toți românii sunt bătăuși, nu? Plus că lucrurile astea se întâmplau la 15-16 ani, dar am observat că există oameni care cred că se rezolvă totul cu bătaie și la vârste mult mai înaintate. Adică oare de ce pumnul lor minte nu are? Păi simplu, pentru că nu există educație, iar unii oameni într-adevăr au comportamente incontrolabile. Alți oameni abia așteaptă să sară la bătaie și găsesc motiv pentru orice vorbă sau privire urâtă pe care o arunci. Și cred că asta nu ține de etnie, ci de temperament și educație. Pentru că, sincer să fiu, eu nu cred că penitenciarele noastre sunt făcute pentru că romii fură și dau cu cuțitul. Adică sunt și români acolo, nu? Și dacă e să luăm așa cu furatul, poți să te întrebi câți politicieni români au furat sau câți oameni de afaceri care, da, sunt români, au furat și au făcut fraude imense. Adică tâlharii sunt tâlhari indiferent de etnie. Și, nu știu, mai lipsește să apară acum o teorie cum că Ted Bundy de fapt era țigan. Totodată dacă le explici oamenilor că există mulți țigani, ok, or să zică că nu au nimic cu cei care sunt educați, cei care sunt ok, dar ceilalți să dispară. Da, sigur, hai să facem un filtru. Chestia este că ei nu-și dau seama că dacă ar fi un astfel de filtru, nu ar rămâne foarte mulți dintre noi și cu siguranță nu ar rămâne cei care spun așa ceva. Pentru că ideea asta este la fel de stupidă ca și cum ai spune că ai vrea să voteze numai oamenii cu studii superioare sau mai rău, să voteze doar bărbații sau de ce nu să punem un rege care să decidă pentru noi sau de ce nu să lăsăm totul în voia lui Dumnezeu. Iar faptul că țiganul este de vină pentru tot ce se întâmplă în țara asta este total fals. Că te deranjează pe tine țiganul că ascultă manele, da, asta este cu totul și cu totul altă chestie, dar eu nu cred că toți abonații lui Dani Mocanu sunt țigani. Problema românului este că și dacă țiganii ar fost cei mai mari savanți de pe pământ, pe român l-ar fi deranjat un singur lucru, și anume, da, e un savant respectat, dar bă, e țigan. Și acesta a fost videoclipul de astăzi, dacă ți-a plăcut, dă un like, share, subscribe, am și o pagină de Patreon pe care poți să donezi și până data viitoare, go, go, Power Rangers!